Bună dimineața! Astăzi o să vă arăt primul lucru care trebuie să-l facem în momentul când plantăm roșiile, ardeii, castraveții în solarii. După cum mulți dintre dumneavoastră cumpărați răsadul la alveolă, la pahare, se scoate răsadul de acolo, așa, cu turba și cu rădăcinile. Preparăm un plic de toxin de 10 grame la 5 litri de apă într-o găleată. După care înmuiem răsadul acolo și îl plantăm în pământ. Dacă înmuiem răsadul în toxin, ne ajută foarte mult să prevenim apariția bolilor, a fungilor. După care, după plantare, folosim produsul corocit, 4-5 bobițe în jurul firului, ca să prevenim atacul de coropidii, să nu ne le taie. Mulțumesc, sper că a fost de folos acest video. La revedere!